Salutare tuturor, mă numesc Eugen. Nu știu cu ce vă ocupați cât stați închiși în casă pe timp de carantină, însă eu am făcut farse în aceste zile. Vă prezint o serie de farse pe care le puteți face în fiecare zi, nu neapărat să așteptați 1 aprilie pentru a le aplica în practică. O să vorbesc acum mai încet ca să nu se prindă prietena mea de farsa pe care urmează să o fac. Dacă pui să pun lichid într-o batistă, apoi o înmoi în apă și sufli în ea, se întâmplă asta. E o farsă perfectă acum pe timp de pandemie. Vă dați seama ce sperietură va trage persoana care te va vedea cu așa spumă la gură. Peste câteva minute voi merge la supermarket să cumpăr produse alimentare. Acum pe timp de carantină nu ies din casă fără să port mască și vouă la fel vă recomand. Când mă voi întoarce înapoi voi pune săpun lichid în mască. Știu că este deficit de măști în această perioadă, așa că nu vă recomand să folosiți una nouă. O astfel de mască medicinală se poartă în medie doar 2 ore, așa că înainte să o aruncați puteți să faceți un astfel de prank. Această idee de farsă mi-a venit cu câteva zile în urmă, când stăteam la calculator și din greșeală am dat cu mâna peste ceașcă și mi-am vărsat ceaiul pe masă și pe picioare. Și în timp ce vorbeam cuvinte necenzurate, mi-a venit această idee. Cu glu voi lipi o linguriță de fundul ceștii. Apoi voi turna cafeaua și voi servi Marinei. Când va încerca să ridice lingurița, va vărsa lichidul din ceașcă. Partea cea mai importantă din această farsă este ca ceaiul sau cafeaua să fie rece sau călduță. Marina, cafeaua e gata! Am cumpărat un balon cu oxigen pe care am desenat cu un marker o față înfricoșătoare. Cu o bucată de tifon l-am echilibrat, acum nici nu se ridică la pod și nici nu cade la podea. Acum urmează să-l legăm de tricou sau orice altceva. E bine de făcut acest lucru când doarme. Dacă aveți norocul să nu-l observe după ce se trezește, fiți sigur că o să țină minte mult această farsă. Dacă acest video adună peste 15.000 de like-uri, mai filmez un episod cu farse pe care le poți face în carantină. Pentru farsa pe care vă prezint acum, aveți nevoie de timp pentru a o realiza și acum o să înțelegeți de ce. Voi umfla câteva sute de baloane, apoi voi umple WC-ul cu ele. Vă dați seama ce față va avea persoana care va deschide ușa. Am rămas singur acasă, am la dispoziție aproximativ 3 ore pentru a pregăti această farsă.
Ei, stai că am pompă. Au trecut vreo 30 de minute de când umflu baloane și să știți că am cam obosit, dar mai am încă o grămadă să umflu, plus că și timpul mă presează. Deocamdată vreau să mă opresc aici. Din 500 de baloane, nu cred că am umflat nici jumate din ele. O să le bag mai întâi pe acestea și dacă mai e nevoie, o să mai umflu. Am noroc că această cameră nu este mare. Ca să le bag mai ușor în această cameră și să nu iasă pe ușă, cu hârtie pentru copt și scoci, voi improviza un mic baraj. Acum că am umplut toată camera cu baloane, pot să scot hârtia pentru copt. În câteva minute ajunge și Marina. O să fixez acest GoPro sus în WC-ul, poate reușesc să prind o reacție bună. Ce fac eu cu atâtea baloane? Dacă aveți o idee bună, scrieți-mi în comentarii. Ce ar fi să deschizi frigiderul și să vezi un cap într-un borcan? Pentru aceasta trebuie să faci o poză cu capul tău sau descărcați una de pe net. Important e să fie color. O printați și tăiați marginile astfel să intre perfect în borcan. După ce ați pus foaia în borcan, umpleți-l cu apă. Pentru un efect mai bun, folosiți un borcan de 3 litri. Ca să fie mai fricoșător, puneți colorant de culoare verde. În cazul meu mi-a fost de ajuns 2 picături. Îi pun capacul și îl bag în frigider. Așteptăm ca cuiva să-i se facă fomiță și să deschidă frigiderul. Oh.
scrieți în comentarii cu ce vă ocupați atâta timp cât stați închiși în casă pe timp de carantină. Cele mai bune comentarii le bag la sfârșit de episod, așa cum fac de fiecare dată. Distribui acest video și prietenilor tăi, urmărește-mă și pe Instagram. Stați în casă, urmăriți episoadele Orange Blue și aveți grijă de voi. Vă salut!